Vicepremierul responsabil de reintegrarea țării Victor Osipov a discutat cu ambasadorul american în Republica Moldova despre prioritățile dialogului între Chișinău și Tiraspol, precum și perspectivele negocierilor în formatul 5 plus 2. Ambasadorul James Pitted a salutat investirea noului guvern de la Chișinău și a menționat că una dintre așteptările față de coaliția de guvernare este ca ea să susțină un dialog consistent cu Tiraspolul pentru a progresa în procesul de reglementare a conflictului transnistran și a găsi soluții la problemele din regiune. Cei doi interlocutori au discutat și situația din zona de securitate din estul Republicii Moldova, exprimând poziția comună privind necesitatea de a asigura pacea și stabilitatea în regiune. Vicepremierul Victor Osipov a exprimat gratitudine partenerilor americani pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova, inclusiv în domeniul de reintegrare a țării noastre.